Ministrul de Interne a primit un ultimatum de la premier. Pavel Voicu are la dispoziție o lună să prezinte un plan de acțiuni prin care statutul polițistului de sector să fie întărit. Solicitarea vine în contextul recentelor cazuri care au îngrozit întreaga țară. Uciderea în bătaia tânărului din Costești-Aloveni și cazul carabinierului din Bălți, care a împușcat mortal un tânăr. Premierul Ion Chicu consideră că dacă polițistul de sector din aceste localități își făcea treaba bine, aceste cazuri tragice puteau fi evitate. Polițistul de sector este cel mai conectat la comunitate. El trebuie să cunoască fiecare cetățean din zona de răspundere, cu ce trăiește, ce planuri are, ce intenții, ce hram ține și tot așa mai departe. Acesta polițistul de sector trebuie să știe pe fiecare până la nivel de ADN. Pentru că dacă lucra polițistul de sector în Costești cum trebuie, cazuri de acestea n-aveau să fie. Că acolo se cunosc fiecare, unul pe alții, știe. Ministrul de Interne, Pavel Voicu, a dat asigurări că situația este sub control. Se atestă o diminuare a infracționalității pe general și a celor excepțional deosebit de grave. Vă raportez cu certitudine că toate aceste cazuri sunt examinate de către organul de urmărire penală, împreună cu procuratura, sub toate aspectele, fără a fi cazuri de mușamalizare sau tolerare anumitor cauze. Anul trecut s-au comis aproape 30.000 de infracțiuni, cu peste 200 mai puțin decât în 2018. A crescut însă numărul crimelor grave. Dacă în 2018 au fost înregistrate 159 de omoruri, anul trecut numărul lor a ajuns la 167.